Demiterea guvernului străleț va genera consecințe grave pentru economia Republicii Moldova, cel mai mare risc fiind legat de deprecierea puternică a leului moldovenesc, titrează publicația Adevărul. Expertul economic în cadrul Institutului IDIS, viitorul, Sergiu Gaibu, remarcă referitor la consecințele căderii guvernului că toate speranțele privind reabilitarea economiei au fost practic spulberate. Economistul mai precizează că s-a mizat mult pe semnarea unui acord cu FMI în perioada imediat următoare, fapt care, bineînțeles, nu are cum să se întâmple pentru că experții Fondului Monetar Internațional nu mai au cu cine negocia. Iar portalul Agora.medel citează pe fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, care a anunțat că a înaintat candidatura pentru funcția de guvernator BNM. Acesta menționează că, deși știe că nu are nicio șansă, merită să spună ce este necesar în speranța că va fi auzit. Totodată, fostul ministru îl precizează că, potrivit principiului olimpic, este importantă participarea și nu rezultatul personal.